Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din Degustăm cu Denis. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ceea ce fac. Mă, toți vor în Bali, așa că eu n-am bani de Bali, dar am bani de altceva. Așa că mergem împreună să degustăm la un restaurant din Timișoara, balinez, da? Autentic, totul cum trebuie și ieșim și mai ieftin. Să pornim la drum. Iar restaurantul despre care vă vorbeam se numește Taste of Bali, bineînțeles. Este vis-a-vis de Leras, acolo avem și Rio, într-un episod următor. Salut! Și haideți să intrăm. Na bun, dragilor, haideți că ne-am așezat și la masă și avem așa, mâncăruri indoneziene gătite ca să avem gustări, de la rulouri cu legume, 18 lei, rulou cu carne de porc și legume 20 de lei. Mă gândesc că îți dă un sweet chili lângă. Tofu umplu cu legume la 20 de lei, tofu umplu cu carne și legume de altfel la 22 de lei. Cam așa arată și preparatele. Asta e partea cea mai faină. Și aici începe deja cu felurile principale, mai exact vegetariene de altfel. Avem un Gado Gado Jawa, legume cu tofu, sos de arahide la 35 de lei, legume în sos dulce acrișor, teiței prăjiți cu legume și ou. Ia uitați aici, o por de tofu și legume care este picant. Așa, și aici avem feluri principale cu carne și asta mă interesează și pe mine de altfel. Porc babi, un fel de ghiveci de legume stir fried cu porc la 45 de lei, porc în sos dulce acrișor, tăiței prăjiți cu porc și legume, ia uite ciorbă scăzută de ciolan de porc la rotisor. Mamă, asta era interesantă, dar din păcate nu mai este în meniu. Arăta chiar foarte bine. Aici avem poi sus, pui în sos dulce acrișor la 40 de lei, tăiței cu pui, ramen indonezian, e ceva mai șmecher. O porc de pui, firigărui de pui cu sos de arahide. Cred că asta iar plăcea foarte mult Dianei. Rață. Așa, aici avem și niște vită la 45 de lei. Teiței cu vită, de ciorbă scăzută de vită a la Makassar. Mă, nu sună rău asta. La 40 de lei. Și aici avem desert și am înțeles că desertul ăsta e foarte interesant, plătit la asta cu pandan, nucă de coco și zahăr de palmier la 18 lei. Haideți că ne hotărâm ce ne luăm și revenim cu mâncarea. Haideți să vă arăt și ce am ales. Am luat așa un opor de pui la 40 de lei, care are pulpă de pui, muguri de bambus, ou, lapte de cocos, alune, candlenut, ghimbir aromat, turmeric, usturoi, ardei cayenne și ardei iuți. Opțional se adaugă și ou aparent. E ca o ciorbă groasă și este servit cu orez fiert sub presiune. Practic acesta este orezul. Așa, am ales să luăm și acest desert de care m-am povestit eu că este interesant. Și la starter am ales niște rulouri cu legume. Are foie din făină de grâu, morcov, ciuperci, urechi de lemn, muguri de fasole, mung proaspeți, varză, ceapă, verde, țelină. Servite cu sos din zahăr, palmier, lime, ardei iute și usturoi. Și astea vin cam 3 bucăți la porție. Prețurile nu mi se par deloc rele. Deci, na. Hai să vedem cum este și mâncarea. Că restaurantul este destul de lăudat. Ok, aici am primit pachetelele. Da, astea sunt cu legume, după cum v-am spus. Iar aici avem separat un sos cu ardei iute, zic eu, și cred că puțin oțet. Hai să vedem cum e. Așa arată pachetelele, arată foarte bine de altfel. Apropo, bucătărea asta de aici este fix din Bali, iar patronul a stat aproximativ 11 ani acolo, deci oamenii știu cum să facă toată treaba asta. Hai să vedem. Ia.
Mamă, cât e de bun! Uitați-vă și cum arată legumele astea. Se simte foarte bine ciuperca, urechile de lemn. Dar ăsta, ăsta e curcubeu, este foarte puțin picant. Are și puțin oțet. Acestea nu sunt extrem de uleioase, ceea ce îmi place. Mare și morcov, urechile de lemn, bambus, zic eu. Dar sunt bune. Dar pe mine mă dă pe spate sosul ăsta. Haide să trecem la următorul fel. Haide că ne-a venit și felul principal. Cam așa arată. Uitați consistența acestei supe. Este o supă mai groasă. Acesta este orezul. Aici, după cum putem vedea, avem un pui care este întreg, da? E piesă. Și hai să descoperim mai tare. Avem și ou, mă. Asta e un ou. Vedeți? Un ou care e dat prin alt ou și cred că prăjit, prin făină și o panerată așa. Hai să vedem. Bambu și așa mai departe. Bun. Hai să vedem cum e. Mamă, deci fiți atenți că e o explozie de gusturi aici. Prima dată se simte dulceața cocosului și după aia vine extraordinar de delicat picantul. Deci se simte foarte, foarte bine cocosul. Îmi place mult combinația asta. Mă, și ce interesant este făcut orezul ăsta. Eu nu știu cum i-au dat forma asta și dacă... Cred că e făcut la oala sub presiune. Haideți să vedeți puțin textura. Vedeți? Este lipit efectiv unul de altul, nu știu cum să vă spun. E un cup perfect. Ok. E o mâncare foarte interesantă. Plus că aceasta este fix din zona Baliului. Dacă ați văzut, au și preparate pentru publicul larg, cum ar fi porc sau pui, dulce acrișor. Dar asta e fix de acolo, din Bali. Hai să vedem cum e ouă ăsta. Ia. Este un nou fiert, aparent. Destul de bine. Și să vedem cum e și asta. Și acum hai să vedem și carnea asta. Ia. Nu știu cum ar trebui noi să o mâncăm de aici. Să încercăm cu porculița. Că luăm așa. Hai să vedem carnea. Mă, pare a fi pui de curte. Pentru că este puțin ațos. Bambusul ăsta dă o notă crocantă. Avem și niște ceapă, de altfel. Crocantă. E bun, îmi place. Merită să-l încercați. Hai să trecem la desert. Aici am primit și desertul. Cam așa arată. Vedeți și verde. Bun, hai să vedem. Păi nu știu de unde s-o tai, o tai așa pe la mijloc. Băi, cât de pufoasă e. Se vede pe ea că e super pufoasă.
E foarte fluffy. Mamă, și e verde în interior. Fiți atenți aici cum arată. Ia uitați cum arată. Mamă, așa ceva n-am mâncat în viața mea. Doamne, iartă aici. Ia. Miroase a ceva cunoscut. Dar nu știu să vă zic ce. Nu-mi vine acum. Asta e nucă de cocos. Da, nucă de cocos. Dar nu știu cum au dat culoarea asta verde. Nu este extraordinar de dulce. Asta e partea cea mai faină. Și îmi place de altfel gustul puternic de cocos. Mie îmi place foarte mult cocosul. Aș putea să mănânc Bounty la nesfârșit. Adică na. Cam așa arată. E un desert interesant și foaia asta de clătită e foarte pufosă. Uitați aici. Vedeți? Uitați cum se rupă. E interesantă. E ca un fel de sponge. No, dragilor, cam atât cu acest review la Taste of Bali. Recomand acest restaurant. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ceea ce fac. V-am pupat. Ne revedem în episodul următor. Ciao!